Bună ziua, bună ziua dragi părinți și bună ziua dragi urmăritori a revistei Odoraș. Bine ați venit în live-ul de astăzi, la lecția ta de sănătate. Mă numesc Larisa Tutunaru și voi fi astăzi alături de voi la o temă foarte interesantă și foarte binevenită. Și vom vorbi astăzi despre adaptarea copilului la grădiniță după o pauză îndelungată. Vom discuta acest subiect cu domnul dr. Corneliu Bilici, medic internist, dar și tata doi copii. Deci o persoană destul de competentă și interesantă de acest subiect. Așa cum noi suntem acum într-o perioadă mai dificilă și, după cum știm, suntem în pandemia COVID-ului și avem legi și avem reguli speciale de securitate, datorită cărora noi putem să ne întâlnim cu voi doar prin aceste live-uri, unde putem să ascultăm și recomandările, dar și niște sfaturi, fiindcă noi suntem niște părinți și suntem nu medici și avem nevoie să primim sfaturile de la niște medici și niște persoane competente. Deci, eu un pic întind din timp ca să puteți să vă alipiți mai mult la platforma noastră și la live-ul de astăzi și vă rog, mămicile care deja au reușit și știu tema care noi discutăm astăzi, să dați și recomandare și să dați acest link persoanelor care tot au copii mai mici, au copii de școală și trebuie să fie și ei informați. Deci, mămicile care vor distribui cel mai bine sau cel mai multe distribuiri vor avea și vor distribui acest link și pe pagina sa de Facebook, vor primi și un cadou de la compania care este alături de noi astăzi, vor primi un cadou foarte, foarte bunișor, noi nu vă-l arătăm, dar să știți că este un cadou foarte, foarte bun, fiți foarte active și cel mai activ participant va primi și cadou la finele acestui live. Așa cum noi știm, grădinițele au fost închise o perioadă de vreo 5 luni și copiii au stat alături de părinți. Acum este nevoie ca să pregătim copilul de a merge la grădiniță. Așa, ca copilul să fie pregătit de grădiniță, trebuie cum îl pregătim, domnul doctor? Cum e bine de pregătit copilul pentru grădiniță? Ce recomandări aveți sau care e sfatul dumneavoastră pentru noi părinții cu copiii acasă? Bună ziua la toată lumea! Da, într-adevăr, pandemia care este acum, care a perturbat tot anul 2020. Exact. Au făcut și careva restricții, cei copiii noștri au stat acasă de luna martie, practic, sau cu timp 5-6 luni de zile. Eu, pentru copii a fost o perioadă, mă rog, care a avut posibilitatea să-i dea la bunei, care au stat acasă, care cu dadacă, mă rog, acum merge vorba de reîntoarcere înapoi în colectivul, la școală, la grădiniță, mă rog. Da. Se începe anul școlar, se începe să deschid grădinițele, oricum sunt careva restricții, dar apare întrebarea. Cum corect pregătim copilul pentru aceste restricții, pentru această acomodare din nou la grădiniță? În dependență de vârsta copilului, fiecare copil se adaptează diferit. Dacă noi vorbim de o vârstă mai fragedă, cei care abia au început a frecventa grădinița sau au frecventat-o numai un timp de un an sau doi ani de zile, pentru dânsi este acum și un moment stresant. Că au fost acasă la un regim leger, un somn liniștit, dormeau cât vroiau, mâncau când vroiau, se jucau cum vroiau, cum a vrei tu, nu vrei, te duci la grădiniță, este un regim bine stabilit, care de colectiv, care vrem noi, nu vrem, dar trebuie să respectăm. Exact. Deci, pentru mulți copii, faza dată este ca un stres. Deci, trebuie de pregătit copilul cu, de exemplu, cum ar fi un produs nervohel. Un produs natural, care este pe bază de ierburi, da, care face un somn liniștit copilului, care face să treacă bariera asta de stres pentru acomodarea în colectiv. Dar eu cred că nu este cea mai mare întrebare sau cea mai mare importanță care este acum, că merge faza că este toamnă și începem a trece la perioada asta mai rece, plus la toate avem și pandemia care este de COVID-19 în Republica Moldova și nu Moldova, dar în toată lumea, apare frica părinților, dau copilul grădiniță sau nu îl dau, dacă îl dau, cum să-l protejez, cum să mergem mai departe. Păi, în cazul dat, eu, de exemplu, personal, la mine copilul tot, băițelul pleacă la grădiniță, cum el are 5 ani, pleacă la grădiniță, lansă în septembrie fetița la școală. Da. Eu am început pregătirea copiilor cu produsul Engistop.
Engiscola. Așa, ați început deja, da, copilul îl pregătiți. Noi am început-o asta undeva de pe data de 10 august. Ne pregătim de acum pentru grădinițe, pentru școală. De ce taman Engiscola măreț și nu am produs? Din cauza că este un produs iarăși nou, natural. Așa. Pe bază de ierburi. Da. Este, având acțiune antivirală. Asta e important. Acțiune antivirală, imunomodulatoare, plus un produs natural și un produs produs în Germania. Ce aici pentru mine contează de multe ori, mă rog, știți cum este vorba, sabă, rușă, dietă. Da, exact, noi știm lucrurile astea, așa procedez. De asta și eu ca părinte, mă stără copilul să le dau careva medicamente care, într-adevăr, știți, pot avea încredere în tine. Și am început cu dinși pregătire, chiar și cu fata care e clasa 9, chiar și cu băietul care are 5 ani, merge în grupa pregătitoare la grădiniță, am început pregătire cu Engiscola. În fiecare dimineață, după micul dejun, bine, oricum acum vara, noi plecăm la serviciu, dimineața părinții, dar copiii când se trezesc la ora 8:30, 9, mă rog, când le vine gustul de a trezi, după ce își primesc somnul. Până ce suntem în vacanță. Păi asta e, că este vacanță. Noi încet, încet mergem pași mici, dar ne pregătim deja de un regim mai restrictiv. Corect. Ei copiii se trezesc, noi le lăsăm micul dejun, ei după ce primesc micul dejun, de cum fetița mai mare are grijă să primească și ea Engiscolul, să ia o pastilă de Engiscol dimineața după micul dejun, după 10-20 minute după micul dejun. Așa, domnul doctor, din spusele dumneavoastră, fetița mai mare este clasa 9, cel mic merge la grădiniță, o pastilă e bine și pentru copilul mai mare și pentru copilul mic. Este o doză care noi administrăm. Este o doză unică care se administrează o dată pe zi cu scopul de profilaxie, care îl duce la creșterea imunității copilului și creșterea bariera antivirală, adică el pregătește organismul să fie rezistent la diferiți virus. Virus, cum ar fi virus respirator, virus, mă rog, virus diferit, chiar același virus herpetic sau așa mai departe. Vrem, nu vrem, copiii se duc la grădiniță. Au aceeași veselă, care, mă rog, deja este alt mediu când mergi la grădiniță. În primul rând, da, jucăriile. Ei se joacă cu acele jucării, ei se joacă cu aceleași veselă. Ok, oricum, vesela se spală, se disinfectează, dar copiii au un spațiu comun, un ei comunică. Da. De asta și noi, eu mă stără copilul meu să-l pregătesc în modul dat. Cum este? Așa. Dumneavoastră, noi am zis, copiii pregătim. Haideți să ne spunem, copilul merge la grădiniță. Deja una va merge la grădiniță, una merge la școală. Dar ce facem noi, părinți? Avem și voie și noi nevoie ca să avem și noi imunitate perfectă, nu? Absolut. Suntem și noi în pandemie. Dar uitați-vă, astăzi, după cum vedem, este august, dar deja se simte un miros de toamnă. Și asta a fost o ploiță deja. Și noi ne dăm seama că, iată, vin și timpurile mai reci și o imunitate trebuie să fie bine și la noi maturi, nu numai la copii. Să fim și noi rezistenți la... Eu sunt absolut de acord. Asta chiar vreau să spun un locuiesc, eu în cartier un locuiesc, suntem foarte mulți părinți tineri cu copii și discuții afară, când ești copil la plimbare, mai discuți cu unul, cu altul și chiar din discuțiile cu vecinii am înțeles că mulți se tem să dea copiii la grădiniță, acum în perioada asta, după ce se deschid grădinițele, cum merge vorba, se deschid la 1 septembrie, din cauza riscului de îmbolnăvire chiar cu același COVID, din cauza copiii sunt purtători și vrei tu, nu vrei, îi aduc acasă la părinți. Sunt foarte multe cazuri în Republica Moldova confirmate că copiii au dus de la terenul de joacă, de la spații publice, au dus acasă la părinți. De aceea, în cazul dat, mă rog, iarăși din nou, din propria experiență, cum facem noi dacă am găsit un produs bun, noi nu ținem în secret, noi îl împărtășim cu toată familia. De ce? Noi tot cu soția, noi tot primim același Engiscol, tot câte o pastilă pe zi, ca profilaxie, deoarece noi suntem ambii medici, activităm în clinici și plus la toate suntem supuși riscului mult mai predispuși. Decât copii. Ok, eu nu sunt chiar în prima linie, soția mai mult este în prima linie, dar oricum, riscul este foarte major. De ce noi și maturii, tot iar din nou, primim același Engiscol și ne stăruim, știți cum, dacă familia e mare, Familia mare ne bucurăm de familie mare, de ce și recomandăm noi și la părinți, și la bunieni, și la toată lumea. Că, într-adevăr, mă rog, noi am văzut efectul. De ce eu spun așa ferm despre Engiscol? Noi, pur și simplu, că am dat copilul la grădiniță, la 2 ani, la vârsta de creșă, mi-am adus aminte de situația când am dat-o pe Fihmea, la grădiniță.
primele două săptămâni la grădiniță, două săptămâni acasă, că vrei tu nu vrei, dar mediul de acasă, fiecare copil, când pleacă în colectiv, se combină, se mărăm. Și am început tot aia de aia în gestor, băiatul. Da. Vreau să vă spun că la noi grupa de creșă s-a deschis la 1 noiembrie. Și am supra ieri, ne-am dat copilul în grupa de creșă, grupa de 24 de copii și toată iarna copilul a primit ingestol aceeași doză în fiecare dimineață, pe parcursul a 6 luni de zile am dat ingestol, toată iarna a frecventat 100% grădinița fără niciodată. Iată, asta pe mine cel mai tare m-a convins atunci că uite, produsul într-adevăr merge. Merită. Pentru... Nu că merită, dar familiei mele, el îi convine. Îi convine. De asta și mă stăm în orice perioadă. Chiar și acum vă spun, cât a fost perioada cu stat copiii acasă, mă rog, nu le-am dat în ziua. Acum când se preconizează ieșirea în colectiv, da, mergem la școală deja. Da, noi am început iată, de pe data de 10 sau de 15 august, copiii am început și copiii și noi îți primim acel ingestor. Deoarece nu știi, mă rog, copilul este la grădiniță, el va fi verificat temperatura, părinții vor prezenta toți certificatele medicale, dar mă rog, undeva, știți cum, analizele nu chiar pot da efect. O perioadă de incubare, chiar cealaltă lui COVID, este de 7-10 zile. De asta și... Trebuie să fim pregătiți. Riscul este, da, eu înțeleg, va fi dezinfecție la mâini, va fi dezinfecție la spații unde se află copiii, asta e neapărat, fiecare grădiniță este obligată să faci. Dar știți cum, nu ne lăsăm pe bază cineva să facă. Trebuie să ne facem și noi să ceva. Facem și noi, da. Trebuie să participăm și noi către protecția, că poate așa cu domnul că o întrece de toate nevoile. Cu siguranță că o întrece, dar merge vorba de protecția și de siguranța familiei sale. Da, în primul asta rând, în primul și după aceea respectul față de acel apropiat a tău, care vine și un copil din altă familie unde sunt și părinți acolo care iarăși sunt și ei au contact și cu alți colegi de serviciu și suntem o societate unde trebuie să ne respectăm și să avem respectul unii față de ceilalți. Absolut, absolut corect. Pur și simplu, știți care e faza? De multe ori copiii, fiindcă purtători, ei aduc acel virus în casă. Da. Și mă rog, noi părinții, mă rog, dacă avem copii de grădiniță, suntem ciocotim cu să suntem părinți tineri. Exact. Păi așa și este. Așa și este. Dar sunt de multe ori în faze în familie, nu trăiesc împreună cu bunei, cu străbunei, mă rog. Aici vă aduc și eu. Care sunt predispuși. Așa, da. Sunt niște persoane foarte predispuse către casă. Chiar eu cunosc câteva familii la noi în oraș, unde s-au respectat toate metodele de igienă, toate etapele de protecție, mască, mănuși, dezinfectante, tot așa, o familie foarte precaută, foarte îngrijulie, adică a respectat toate astea. Dar copilul venind de afară, de la terenul de joacă, din curte, da. Am lipsit părinții. Și cel mai mare paradox a fost că copiii au fost testați negativ, fiind purtători, dar părinții au ajuns la spital. Au ajuns, vedeți, uitați-vă cum este. Păi de asta și... De multe ori riscul apare, dăm copilul la grădință sau nu dăm? Da, dacă este posibilitate și grădința îl primește și noi îndeplinim toate condițiile de a frecventa grădinița, noi suntem oameni lucrători, noi trebuie să muncim și nu, dacă care nu avem ce lăsa copiii, da, îi dăm. Dar noi trebuie să luăm și noi careva măsuri de precauție, da. Să nu ne bazăm pe ce, că este limitat acces pe teritoriul grădiniței sau va fi dezinfectat. Trebuie și noi să participăm către cei ca să ne protejăm. Inclusiv pe noi, cum a spus și noastră, trebuie să protejăm pentru noi întâi familia. Exact, și apoi, apoi ne gândim la etapa următoare, la cei din jur. Avem grijă și de bunii noștri, dar și de persoanele mult mai apropiate și din cele din jurul nostru. Așa, dar uitați-vă cum se întâmplă la noi. Acum când copiii au stat acasă, au avut un regim leger, să zicem, s-au trezut când au vrut, au dormit până când, la ce oră au dorit, așa. Ce facem noi acum? Cum ne pregătim noi pentru toamnă, pentru deja o etapă pentru copii? Să mergem la școală, copilul deja ar trebui să trezească. Vă referiți pentru un regim care este impus de altcineva. Exact. Vacanță, dar copilul trebuie să meargă în continuare. Părinții trebuie să meargă la un serviciu și copilul trebuie să aibă și el, să fie și el pregătit pentru alt regim. Adică mi-am sculat dimineața la orele 7, am mers la serviciu, la școală, la grădiniță și copilul trebuie să fie pregătit. Cum îl pregătim iată așa? Știți, într-adevăr este o perioadă grea. Eu mi-amintesc că așa perioada am trecut când am adaptat copilul la grădiniță.
Când m-a ocupat așa. Grădinița, la, când a plecat la școală, el era de cum, cât de cât adaptat la un regim. La un regim, da, dar exact. Dar în prima perioadă când dai copilul la grădiniță, de ce copiii de multe ori, marea majoritate a caselor, ei nu vor să plece la grădiniță din cauza că dânșii impun să respecte un anumit regim. Adică, pentru dânșii, este un stres. Da, da, da. Nu aceea că nu-i place mâncare, că nu-i plac jucăriile, că nu-i place educatoare sau nu știu ce. Pur și simplu, el este impus să aibă un anumit regim. De asta și pentru dânșii este un stres. Și cum am spus recent, același stres, oricum, produse antistres, ca să-l numim așa, sunt foarte multe în ziua de astăzi, nu se discută, sunt și mai naturale, și mai chimice, și mai rău, care au un efect mai puternic, care au un efect mai slab, în dependență de starea psihologică a pacientului. Dar cei ce ține de iarăși nou, eu mă întorc, eu tare iubesc produsele naturale. Deci cauza, deoarece același produs bioregulator natural, el nu are efect asupra ficatului, asupra rinichiului și așa mai departe. De asta și mă întorc înapoi într-un produs natural, care eu iar nou îl îndrăgesc, este Nervohel. Da. El este sub formă de pastilat, iar nou este un produs natural, numai din ierburi, și iar nou este un produs în Germania. Adică un produs care este bine studiat. În dependență de starea pacientului, de starea de stres a pacientului, se dă de la una până la trei pastile pe zi. În dependență. Dimineața, la amiază, seara, înainte de somn, unii copilul are cel mai mare stres. Părintele, cum știi, că uite, copilul are stres când e de plecat la grădiniță. Înseamnă că de cu seara se dă să aibă copilul ca dimineața să trezească liniștit, să aibă un somn liniștit, nu să gândească că, în general, copiii în faza somnului, în faza adâncă a somnului, ei, creierul lor, perfectează și analizează toate informația care s-au parcurs parcursul zilei. Și dacă copilul a avut o zi mai plină, el noaptea poate să doarmă mai neliniștit, din cauza că el perfectează toată informația care a avut-o parcursul zilei. Că așa să spun, se depozitează memoria acolo unde el își poate aduce aminte peste, nu știu, un an, doi, trei, zece și așa mai departe. De ce somnul poate să nu fie liniștit? Pentru a avea un somn liniștit, înainte de somn, cu jumătate de oră, înainte de somn, se administrează o pastilă de Nervohel. Dimineața, iar nou, după micul dejun, după ce s-a pregătit copilul înainte de ieșit din casă, se dă același ingestol și cu Nervohel, de exemplu, împreună și se duce copilul la grădiniță. Având doză de cu seara, având doză de dimineață, copilul altfel va primi această informație, acest regim de cazarmă, hai să-l numim așa. Nu, de ce vă nervi? Dacă așa și este pentru el, se compară cum ar fi pentru noi următorul un regim de cazarmă. Ei la oră trebuie să mănânce, ei la oră trebuie să joace, ei la oră trebuie să culce. Da. Practic este un regim de regim, da. Da. De aceeași copilul el primește acest stres. Și ca el să treacă mai ușor, să accepte cele condiții, că până la urmă ei cum acceptă? Tot colectivul pleacă, înseamnă că el nu poți fi... Gândi ce îmi faci? Învață să lucrezi în colectiv. În colectiv, da, da. Și el vede că tot colectivul a plecat la mâncare, înseamnă și el stă la masă. Poate el nu mănâncă, dar el la masă cu toți copiii stă. Toți copiii au plecat la culcare, înseamnă și el pleacă la culcare. Bine, care doarme merende, care doarme mai greu, dar asta nu contează. Asta iarăși nu depinde de starea psihologică a copilului. De ce ne întoarcem? Pentru a stabiliza această etapă sau stare psihoemoțională a copilului, de a-l ajuta. De a-l ajuta. Exact. Asta nu este un produs care, apropo, acest produs din Nervohel este un produs care îl pot primi și maturii și este unicul produs care se poate de-l administrat și persoanele care conduc unități de transport. Asta este cel mai important. Adică el nu afectează starea psihoemoțională a persoanei care primește acest medicament. Asta e foarte bine. De ce el este un produs ușurel, care el într-adevăr ajută la, în limba rusă spunem, pune pe polci, pe rafturi, toate gândurile și toate emoțiile care le poate avea persoana, ca el să poată corect să se conducă în continuare de activitatea care o are. De asta și copiii ușor se adaptează și la acel regim de masă, de joacă, de când ies afară, când trebuie să intre înăuntru, când trebuie în grupă, când trebuie să meargă la culcare, când trebuie să trezească. Tot asta îi ajută să treacă mai ușor această etapă. Și respectiv, dacă copilul nu este stresat, el mult mai ușor își face și prieteni la grădiniță. Da,
Da, mergi în contact mai ușor. Mergi în contact da, mai ușor. Și în momentul când el și-a făcut un prieten doi la grădiniță, de acum a doua zi el vrea să meargă să-i povestească prietenului ce-a făcut seara acasă cu părinții, ce-a mâncat, așa mai departe. Dar el merge cu plăcere atunci. El nu are frica asta. Dispare frica. Nu-i singur el. Foarte important pentru copil, fiindcă noi știm din experiența noastră, din experiența dumneavoastră, dar și părinții care ne urmăresc pe noi, toți noi știm că copilul când merge pentru prima dată sau prima săptămână, care are un pic de teamă și iată ca să depășim temele acestea, este nevoie un pic, o pic să-l ajutăm pe păi copil, da, este pur și simplu nevoie de ajutor. Noi nu trebuie să le impunem să facă careva lucruri. Noi trebuie să ajutăm, să el singur să decide, să ia acele decizii care sunt convenabile pentru noi acum la moment. Da, exact, exact. Noi suntem aceia părinții, suntem buniei, cei mari, care ajutăm copilul ca el să încadreze în mediul ăsta foarte bine și să-i rămână numai amintiri plăcute și amintiri. Da, și plus la toate, de multe ori părinții când duc copiii la grădiniță pentru adaptarea lor, hai să spunem, în colectiv, le dau voie la copiii să iei o jucărie de acasă, o jucărie de pluș care, de exemplu, doarme cu dânsa, care se poate dormi mai ușor. Sau mami promite, că, uite, dacă tu ai să fii cu minte astăzi și ai să te joci cu copiii și ai spune ce ai dorm la mează, mami de seara să-ți cumpri, nu știu, acolo, o înghețată, un Lego, mă rog, adică îl cumpără cu ceva. Îi promitem ceva, dar un lucru util. Care asta tot e aceeași fază, merge ca etapă psihologică, lucrăm asupra copilului. Pentru că aceste etape se treacă mai ușor, de exemplu, copilul, mă rog, el se duce cu stresul ăsta la grădiniță, că știe că mamele sara să-mi cumpri ceva, sau tate, sau bunica care îl zulă să-i grădiniță. Dar că el să nu aibă gândul ăsta să ducă pentru a face un favor în loc la ceva, se primește ca un mic șantaj, noi îl pregătim, de exemplu, cu produsul NervoHeal. Ceea ce lui este psihoemoțional mult mai ușor. Și el, dacă este psihoemoțional stabil în timpul jocului la grădiniță, el își face prieteni. Chiar acești prieteni pot să o facă educătoare. De multe ori mă uitam, copilul meu vine acasă și îmi spune: mami, sau tati, uite, eu aștept la grădiniță să mă întâlnesc cu doamna Irina, să-i spun, uite, noi vara asta am făcut așa, sau noi vara, dar noi știi că n-am făcut așa, sau am fost acolo vara asta. Adică el în educatoare, copilul meu, a văzut o prietenă la care el vrea să duc să-i povestească emoțiile lui care le-a petrecut de perioada asta cât a lipsit de la grădiniță. Frumos, frumos, tare bine spus, o prietenă educatoare. Dar e bine atunci când educatoarea este prietenă la toți copiii și îi merg cu plăcere. Păi da. Eu știu, eu amintesc încă o dată urmăritorilor noștri că noi vorbim astăzi pentru pregătirea copiilor de grădiniță. Dar, domnul doctor, spuneți-mi... acest produs, ați zis că este binevenit și pentru maturi, ce perioadă se administrează sau care sunt recomandările dumneavoastră? Vorbim, vorbim de Engistol? Da, nu, de NervoHeal. NervoHeal, da, de pentru asta. Cât copilul este nevoie sau vedem după starea lui? Se vede, uitați-vă, NervoHeal-ul putem să-l recomandăm până la 30 de zile, să-l dăm copilul în fiecare zi. Mă rog, în cazul când copilul mai greu se adaptează sau are o barieră psihoemoțională mai dificilă, mă rog, fiecare copil e diferit. Exact, spate de făcut o îndelungire a tratamentului până la 40-50 de zile. Dar nu, dar nu mai mult, mă rog, el nu provoacă dependență. Asta păi e 100%, asta e 100%, nu provoacă dependență. Dar eu consider că trebuie copilul ajutat la prima etapă. Apoi de lăsat să meargă deja singur el. Da, el, de ce noi recomandăm în primele 30 de zile? Așa, corect. 30 de zile. Dar maturii atunci când este nevoie, când avem și noi stările de astea, fiindcă cu siguranță toți avem stările de mai de stres, că noi suntem într-o perioadă, suntem într-o societate stresată, așa cum știm noi toți, dar și fiecare individuală, sunt niște bariere care trebuie să le trecem mai dificil. Noi putem să mergem să luăm acest produs singuriei, la farmacie, da, găsim, da, e accesibil, fără indicație medică. În oricare farmacie, independență de culoarea vitrinii, așa, da, se vând aceste medicamente în vânzare liberă, ele nu sunt medicamente psihotrope, ele sunt pur și simplu medicamente de calmare, de liniștire, se vând fără rețetă specială, la solicitare fiecărui pacient. Asta mă bucură pe mine, că ați zis că ele sunt produse naturale, noi putem să mergem și atunci când simți că nu ai un somn binevenit sau ești stresat, atunci poți să mergi sau ieși, da, să administrezi. Absolut. Foarte bine, vă mulțumim atunci. Așa, dar haideți pentru urmăritorii noștri, așa cum noi ne-am adunat și am venit în fața lor pentru dânsii, vreau să le propun un concurs, a doilea concurs de astăzi, așa, și vă rog să ne dați un răspuns în chat-ul nostru și anume uitați
vă ce întrebare este astăzi. Cum pregătim noi copilul corect de grădiniță cu ingestul? Așa, vă rog, dragi părinți, dragi urmăritori a acestui concurs, să ne dați răspuns până la finele acestui live. Cel mai detaliat răspuns va fi premiat iarăși cu un cadou de la compania Hell, care este alături astăzi de noi. Este un cadou foarte binevenit pentru voi, dragi părinți. O să fie și ceva cadou și pentru copii și pentru voi. Așa, dar vă rog încă o dată, până la finele acestui eveniment, ca noi să reușim să selectăm câștigătorul. Și deja câștigătorul va fi anunțat de noi, de platforma Odoraș. Așa, vă mulțumesc foarte mult și vă aduc aminte că noi astăzi discutăm cu domnul doctor Corneliu Bilici și vorbim astăzi tema adaptarea copilului la grădiniță după o pauză mai îndelungată sau pentru adaptarea copilului la grădiniță. Și acum vreau să-i mai pun încă o întrebare sau nu o întrebare, dar iar să mai discutăm la un subiect. Merită să ne ocupăm din nou de imunitatea lui pentru că a durat pauza asta 5 luni, 6 luni? Știți, un copil sănătos are imunitate perfectă. Da. În general, copiii au imunitate mult mai bună decât la maturi. Da. Luând în considerație că copilul a stat, eu nu știu, la fiecare individual, dar eu vorbesc, de exemplu, de copiii mei, ei cele 5 luni de zile au stat în casă, în apartament, în oraș. Da, da. Deoarece bunei la țară, ei muncesc și ei, n-au avut posibilitatea să-i dăm la țară, ei au stat în Chișinău. Au ieșit afară 2-3 ore pe zi, mă rog, seara, când vinem noi de la serviciu, ieșim afară cu copiii. De ce ei s-au format imunitatea lor internă, adaptată la spațiul unde s-au aflat ei în perioada asta de 5 luni de zile. Acum, merg la grădiniță copiii, în grupă vor fi 10, 12, 14 copii la grădiniță, mă rog, după noile restricții care s-au pus, fiecare copil, având imunitatea lui dezvoltată din ultimii 5 luni de zile, da, venind în colectiv, da, și se formează o imunitate comună sau un spațiu comun format din 12 imunități diferiți. Deci, da, da. Deci aici se pune de acum prioritatea se dă la copilul care are cea mai bună imunitate. Cea mai bună imunitate. Acel care are cea mai bună imunitate, el fiind purtător de ceva, el aducând în grădiniță pentru un copil care are o imunitate mai slabă. Mai slabă. Și din cazul ăsta eu aș recomanda, cum am spus eu personal copiii mei, le-am început a-i face această profilaxie. Din cauza că eu nu știu, el are cea mai puternică imunitate din grupă va avea sau cea mai slabă. Nu știți. Nu știu. Noi nimeni nu știm cum este. Noi nu știm. De asta și eu am cântărit să-i dau și o protecție suplimentară. Da. Cu tot că el este un copil perfect sănătos, perfect activ, câteodată hiperactiv. Hiperactiv, da. Că băieții, mă rog, nu putem să le zicem nimic. Dar m-am gândit că ar fi bine de-i dat și un ajutor. Da. De asta și am recurs la pasul ta. Părerea mea că trebuie de ajutat copilul la imunitate. Dar imunitatea se ia nu se pe bază, numai pe bază de medicamente. Imunitatea se ia pe bază de o alimentație corectă, pe bază de un regim de viață corect, faci copilul sport, iubești să alergi cu mingea sau iubești să stai numai în telefon toată ziua, asta iarăși nu depinde, tot afectează imunitatea copilului. De ce? Depinde de activitatea care o face copilul zilnic. Da? Oricum, un ajutor, eu cred că, știți cum, poate în unele cazuri n-a să se ajute, dar nici n-a să se strece. N-o să-i facă mai rău. Adică absolut, o să fie absolut. Așa. Bun, vă mulțumesc, doamnă doctor. Vreau să vă pun o întrebare. Cineva ne întreabă, ingestolul poate face reacții adverse? Știți, ingestolul fiindcă un produs natural, da, el poate să dea ca o reacție adversă la unul din componentele care sunt aprobate. De exemplu, dacă nu mă greșesc, e un ingestol 12 componente naturale. Cum ar fi, poate să fie și romaniță și, mă rog, alt restul. Da. Nu le mai minte pe toate. Ideea este că poate de, dacă organismul este alergic puternic, poate dă o mică o reacție alergică foarte mică. Din ce cauză? Că
Aceste produse a companiei Hill, ce m-au mirat cel mai tare, că ele lucrează nu datorită la dozele care sunt puse substanță activă acolo, dar la combinația dintre substanțele active. Adică dozele sunt foarte mici. Și dacă chiar pot să apară o reacție alergică, pot să aibă o formă foarte ușoară, un ceva, o roșață, un prurit, dar foarte, 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 foarte ușor. De ce, mă rog, pacienții, oamenii care sunt alergici pot să facă alergici la un ceai verde. Da, da, cu siguranță, deci, adică nu suntem... Posibil. La noi, în Moldova, încă n-au fost înregistrate, dar în lume, peste 50 de țări, unde este prezent produsul companiei Hill, au fost înregistrate, într-adevăr, careva reacții alergice. Okay. Dar sub formă ușoară. Așa, mulțumim. Cineva ne întreabă, domnul doctor, ce medicamente trebuie să conțină trusa medicală a familiei care are copii la grădiniță? Ia nu uitați-vă ce vorbim. Mămicile deja s-au încadrat în tema noastră. Știți, de noi am făcut parmischi la voi câțiva ani am făcut, video cu ce trebuie să conțină trusa medicală. În general, dacă merge vorba de copii la grădiniță, eu consider, în primul rând, trebuie să conțină un antiviral, un imunomodulator, de exemplu cum ar fi ingestolul, da. Trebuie să conții un nervohel pentru liniștire, trebuie să conții un antiinflamator, ceva, un traumel sau, mă rog, care în cazul copiii traumatismele apar, trebuie să conții ceva pentru scăderea temperaturii în cazul copilului, dacă faci fiebră sau ceva, sau un vibrocol sau iarăși de nou un alt antipiretic, ceva. Da. Da. Trebuie să conții o soluție dezinfectantă, cum ar fi verde briliant sau, mă rog, iarăși de nou, bandaje și așa mai departe. Termometru, bandaje și așa mai departe. Așa, dragi mămici, ați fost atente, ați auzit ce trebuie să conțină trusa medicală, dar nu numai când copilul merge la grădiniță, dar o trusă medicală a familiei, se zice. Este trusă medicală sezonieră, este trusă medicală universală. Noi acum, dacă ne încadrăm în, să începem mai desface fiecare etapă, noi cred că nu ne încadrăm în recomandările. Dar noi acum, ceea ce am spus eu, antipiretice, antiinflamatoare, antidolori, soluții dezinfectante, bandajul și așa mai departe, asta trebuie să vii. În general, pentru ce vorbim pentru copii, că pentru ei sunt activi. Copii, da. Mai ales în perioada de toamnă, acum pot să-i răcească, pot să fac o angină, poate să duci la grădiniță sau în curte să joace, să primească un traumatism, o echimoză, o contuzie. Adică etapele cei ce pot fi de copil. Când mergi vorba trusă medicală universală pentru familie, deja, de acum da. Acolo sunt inclus acte. Da, deja asta este altă temă. Noi vrem să vorbim probabil pentru maturi, să avem abordăm subiectul de trusă medicală. Dacă la mămici o să le fie interesant, abordăm. Siguranță, vedem. Urmărim chatul nostru la mămici și vedem condoleanțele lor. Așa, cineva mă întreabă, cum îngrijim rănile, zgârieturile provocate la locul de joacă sau la grădiniță? Cu ce le prelucrăm noi? Fiindcă am auzit eu ceva acolo în trusă, da, medicală că este, dar vreau să audă și mămicile recomandările. Știți, da. În primul rând, când apare un traumatism, vorbim o contuzie, o echimoză, o excoriație, adică fără rană deschisă, la asta mă refer, în primul rând, prima etapă se face dezinfectarea. Fiți atenți, dragi mămici. În primul rând se face o dezinfectare. Cu un soluție de verde de briliant sau soluție de iod, mă rog, ceea ce este la îndemână într-o trusă medicală. După se administrează un antiinflamator, un antidolor, un unguent care se scoate inflamația locală și se scoate durerea locală copilului. Eu, de exemplu, folosesc în cazul ăsta traumel S. Așa, anume S, da? Da, el așa se numește, traumel S, el nu sunt mai multe fără. Eu am concretizat lucrul acesta, din cauza că el, având și acțiune antiinflamatoare, antidolor, regenerative, care ajută la regenerarea acestui, și plus atât este iar nou, un produs natural, asta e bun, da. Care pentru mine, asta este pe primul plan. Deci, și respectiv prelucrarea periodică a rănii. Atât. Așa, vă mulțumim. Vă mulțumim, domnul doctor, și vă mulțumim de lecția care noi am primit-o astăzi.
de informație, dar de sfaturi, fiindcă mă menționez o dată. Noi astăzi am discutat și am primit niște sfaturi de la un medic, dar și de la un tătică a doi copii. Așa, vă mulțumesc și vă așteptăm cu mult drag la aceste live-uri, dar să sperăm că de curând ne întoarcem și la evenimentele noastre, la șezătorile noastre, unde vin și mămicile prezente în sală. Voi, acei de acasă, vă îndemn să vă alăturați la platforma noastră, să vă înscriți pe pagina noastră de Facebook, dar să vă înscriți și în canalul nostru de YouTube și așa, numai așa veți ști despre toate evenimentele, dar veți cunoaște și medicii buni care noi invităm la aceste evenimente. Dar de ce nu veți fiți și câștigătorii la niște cadouri care noi le jucăm, concursuri care noi le jucăm la aceste evenimente. Vreau să vă zic multă sănătate, o zi frumoasă și vă rog să aveți grijă de voi, de familia voastră, de cei alături, dar și de toți din jurul vostru. Vă mulțumesc, vă zic la revedere și numai sănătate! La revedere!